Traian Băsescu demonstrează cum a fost încălcat Constituția României de către guvern, să faci ca mai mult ce fac sua e o prostie. Traian Băsescu l-ajut pe Klaus Iohannis într-o eventuală sesizare a CCR împotriva guvernului. Acum știri pe surse.ro. A scris în exclusivitate, Iohannis ia în calcul să formuleze o sesizare a Curții Constituționale, pentru conflict între autorități. Vizat ar putea fi memorandumul adoptat săptămâna trecută în secret de guvern, prin care se demarează mecanismul de consultare în vederea mutrii ambasadei. Băsescu spune că guvernul a încălcat mai multe articole din Constituție când a aprobat un memorandum secret prin care se analiza posibilitatea mutrii ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Să faci ca mai mult ce fac sua e o prostie pentru România. Au primit refuzuri multe de la noi, de exemplu, în recunoaterea Kosovo, când au fost presiuni imense. România e pus în fața înclecerii unei rezoluții. România nu are rachetă portavioană cât au SUA, Rusia. Guvernul l-a informat pe președinte ce are pe ordinea de zi o problemă de politic extern, el putea să conducă din a de guvern. Guvernul face politica extern conform programului de guvernare aprobat de Parlament. În programul de guvernare mutarea ambasadei de la Tel Aviv? Nu. În loc să mergem la președintele României să vorbim despre mutarea ambasadei, ne-am dus la președintele și premierul Israelului. Au fost câteva articole din Constituție implicate. Am introdus îmbelecerarea intern statul Israel, a spus Traian Băsescu la B1 TV, la emisiunea Sorinei Matei.